Colega noastră, Victoria Saharova, are mai multe lucruri interesante să vă spună, așa că dați-i drumul! E luni din nou și eu vreau să mă împart cu cele 5 chestii curioase pe care le-am găsit tradițional deja pe net ca să începem săptămâna frumos. Începem! În timp ce noi ne plângem de toamnă în decembrie și așteptăm cu nerăbdare să vină zăpada, în alte colțuri ale lumii, nivelul temperaturilor a crescut dramatic și provoacă situații care, dacă nu-s de râs, sunt de plâns. Un bărbat din Australia a reușit să gătească carne în interiorul propriei mașini, care s-a transformat de la sine într-un cuptor din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Australianul a lăsat o bucată de carne de porc să stea în mașină timp de 10 ore, în timp ce temperaturile de afară ajungeau la 38 de grade pe un soare arzător. Acesta a monitorizat temperatura cu ajutorul unui termometru, iar la orele amiezii, în vehicul se înregistrau peste 80 de grade și devenise un adevărat cuptor. Australianul a așteptat 10 ore ca friptura să fie numai bună de mâncat și a postat pe rețelele de socializare cum se delecta din preparatul culinar. M-am amuzat și eu și apoi am citit despre partea cu plânsul. Din cauza secetei, oamenii au ajuns la gesturi disperate. Doi hoți au furat 300.000 de litri de apă din câteva rezervoare la vest de Sydney, iar poliția a fost nevoită să lanseze un apel la informații pentru a-i găsi. Seceta a fost dramatică pentru numeroase ferme și crescătorii obligate să-și vândă animalele. Statul a fost de asemenea afectat de incendii forestiere devastatoare. După știrea asta, 10 grade în decembrie nu mai sună atât de rău, nu? Poate ați mai auzit înainte că sunt vegetariană și am decis asta de mila animalelor pe care le facem să sufere. Ei, știrea care vine m-a bulversat și mai mult și plantele pot comunica între ele, prin feluri pe care noi nu o să le percepem niciodată. Mai în glumă, mai în serios, un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv arată că plantele nu sunt chiar așa de tăcute cum ne imaginăm noi, chiar dacă nu le putem auzi comunicând. În situații extreme, când sunt în pericol sau când suferă, plantele pot emite anumite sunete foarte joase pe care oamenii nu le percep. Astfel, comunică între ele. De exemplu, atunci când sunt stresate de schimbări de lumină, lipsă de apă sau percep apropierea unor animale. Experții au setat microfoane speciale pentru ultrasunete cu o frecvență de la 20 la 150 de kHz. Microfonul instalat de cercetători a captat sunete de la o distanță de 5 metri. Prin urmare, este foarte posibil ca ultrasunetele pe care le emit plantele să poată fi percepute și interpretate și de către alte ființe, așa cum sunt șoriceii și insectele. După acest studiu, agricultorii o să poată asculta plantele și o să-și poată da seama ce simt ele și de ce au nevoie. Ei, și cum să le tai după asta? Ultima perioadă auzim tot mai des cuvintele hater, hate speech, troll și multe altele. Iar Instagram vrea să pună la perete toți utilizatorii care promovează discursurile de ură. Instagram își va avertiza utilizatorii când mesajele care însoțesc o fotografie sau o înregistrare video ar putea fi considerate jignitoare. Compania deținută de Facebook a anunțat că a instruit un sistem de inteligență artificială pentru detectarea mesajelor ofensatoare. Scopul este de a oferi utilizatorilor o șansă de a face o pauză și de a-și reconsidera cuvintele. Această funcție a fost anunțată într-un mesaj publicat pe blogul Instagram, în care se precizează că în unele țări noul instrument va fi lansat imediat. Acesta este conceput pentru a ajuta în lupta contra comportamentelor de bullying online, o problemă majoră pentru platforme precum Instagram, YouTube și Facebook. În urma unui studiu privind hărțuirea pe online, efectuat în iulie 2017, Instagram s-a clasat pe primul loc în clasamentul platformelor care vehiculează cele mai multe mesaje intimidante. Și fiindcă sărbătorile sunt tot mai aproape, următoarea știre mi-a adus aminte de bunica, care s-ar putea să meargă în curând la cumpărături cu mai mare chef și în ton cu vremurile în care trăim. Este vorba despre un roboțel care cară bagaje. Nu vă imaginați însă roboți umanoizi, dar costă cât o mașină la mâna a doua. Geamantanul pe două roți este de fapt un robot autonom creat special pentru a transporta bagajele. Folosește un sistem de senzori și camere video pentru a-l urmări pe proprietari oriunde merge acesta. Producătorii spun că rolul
rolul lui este să-i facă pe oameni să meargă mai mult pe jos. Roboțelul nu are nevoie de o aplicație pe telefon pentru a funcționa și nu folosește GPS-ul și recunoașterea facială, tehnologii considerate de mulți ca fiind intruzive. Și este ideal pentru cei care vor să facă un drum până la supermarket, dar nu vor să care cumpărăturile în brațe. Cea mai mare problemă rămâne, cel puțin deocamdată, costul uriaș pentru un astfel de roboțel care să ne ajute cu bagajele, aproximativ 3.000 de dolari. Dar dacă e să ne imaginăm un calcul, o pungă biodegradabilă costă 5 lei și mergem la cumpărături în fiecare zi, ne răscumpărăm banii cam în 12.000 de zile, 387 de luni sau 32 de ani. Atât cu chestiile curioase selectate de mine, dar rămâneți să aflați multe altele la prima oră. Pa, pa!